Polițiștii ieșeni au desfășurat ieri seară o amplă operațiune de căutare a trei minori care au dispărut din centrele multifuncționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Iași. Un băiat de 12 ani și două fete de 13 și 14 ani au dispărut din două centre. Din fericire, cei trei au fost găsiți la scurt timp. Cei trei minori care au dispărut din centrele coordonate de DGASPC au fost găsite pe raza a două comune din Iași. Minorii care locuiesc în centrele de plasament ajung în atenția poliției după o zi în care nu au revenit în măsura de protecție. La data de 27 februarie, polițiștii din cadrul secției numărul 4 Poliției Iași au fost sesizați cu privire la dispariția a două minore de 13 respectiv 14 ani care au plecat dintr-un centru multifuncțional al DGASPC Iași. La data de 28 februarie, cele două minore au fost găsite de polițiști pe raza comunei Mogoșești. Minorele au plecat împreună la iubitul uneia dintre ele. Băiatul a fost și el găsit acasă la părinți. Sunt copii care provin din familii, eu știu, cu probleme, cu dificultăți și așa mai departe, au tulburări de comportament. Sunt niște tipare după care ei pleacă. De exemplu, fetele au plecat la iubiții lor, una din ele și cealaltă în soțită. Băiatul s-a întors în familie, pentru că ei lui place să muncească, cu ziua, pe care vârsta asta, mă rog, la fel, părinții sunt într-o situație destul de precară economic, să spunem așa, și vrea să-și câștige bănuțul lui și vrea să se simtă liber. E destul de slab școlarizat, are eșec școlar, sperăm să-l readucem în centru și să-l aducem pe calea cea bună. Fetele au revenit în centru, iar băiatul va fi adus de către polițiști. Potrivit datelor înregistrate în anii trecuți, în jur de 30 de copii sunt dați dispăruți în măsura de protecție în care au fost încredințați. Educatorul de serviciu care i-a supravegheat pe minori este răspunzător de plecarea acestora.